Guvernul amână cu o zi ședința în care va fi aprobată ordonanța de urgență pentru reducerea prețurilor alimentelor de bază. Pe lista finală au rămas 14, care vor fi mai ieftine odată cu 1 august. Printre acestea se regăsesc pâine, ouă sau lapte de vacă. Cei care nu vor respecta legea riscă amenzi uriașe de până la 2 milioane de lei. Are detalii Octav Vasilescu. Bun găsit! Ședința de guvern în care ar urma să fie adoptată această ordonanță pentru plafonarea prețurilor pentru anumite alimente de bază va avea loc vineri, ar fi trebuit să aibă loc astăzi, însă nu au fost obținute toate avizele pentru acest proiect, astfel că ședința de guvern a fost mutată pentru ziua de vineri, cel mai probabil va începe în jurul orei 11. Ar urma să fie adoptată această ordonanță de urgență, iar noile prețuri de pe rafturile vom vedea începând de la data de 1 august, pentru că în acest moment retailerii au stocurile făcute, astfel că prețurile din acest moment nu vor fi schimbate. După 1 august ar urma să intre în vigoare noile prețuri după ce ordonanța își va produce efectele. Dacă ne uităm pe lista alimentelor care vor intra sub incidența acestei ordonanțe, este vorba de 14 alimente de bază. Ne referim aici la pâine albă, lapte de vacă proaspăt, brânză telemea din lapte de vacă, iaurt simplu, făină albă de grâu, mălai, ouă de găină, ulei de floarea soarelui, carne proaspătă de pui, carne proaspătă de porc, legume, fructe, cartofi proaspeți albi și zahăr alb tos. În ceea ce privește legumele, aici ar intra roșii, ceapă, castraveți, fasole uscată, morcovi, ardei, gras bianca și ardei capia, iar în privința fructelor am avea mere roșii, mere golden, prune, pepene roșu și struguri de masă. Reducerea de preț se va face prin plafonarea adaosului pentru procesatori, distribuitori și retaileri, însă nu și pentru producători, iar cei care nu vor respecta această ordonanță de urgență vor risca amenzi cuprinse între 100.000 și 2 milioane de lei. Există discuții în coaliție cu privire la prelungirea termenului în ceea ce privește plafonarea adaosului comercial. Ordonanța va fi valabilă în primă fază pentru următoarele 3 luni, iar dacă efectele vor fi unele pozitive în piață, este luată în calcul și varianta prin care această măsură să fie prelungită. Legat de ieftinirea prețului la produsele alimentare care sunt luate în discuție și urmează a fi dezbătute la nivelul guvernului, contextul actual este acela în care populația așteaptă aceste măsuri din partea guvernului. Proiectul care este acum în dezbatere publică legat de ieftinirea prețului la produsele alimentare a fost inițiat de Ministerul Agriculturii. El are ca și obiectiv final ieftinirea prețului la produsele alimentare. Prin această plafonare a marjelor de adaos comercial la nivel de procesator cu 20%, la nivel de distribuitor cu 5% și la nivel de vânzător final cu de asemenea 20%.